Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la buletinul de știri. La Druchia s-a desfășurat evenimentul de comemorare cu ocazia împlinirii a 31 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. La războiul cumplit au participat mii de moldoveni, unii dintre ei fiind chiar din raionul Druchia. Druchia TV vine cu detalii. La data de 15 februarie se împlinesc 31 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Cu această ocazie, la Druchia a avut loc mitingul solemn la complexul memorial, la care s-au adunat veteranii apropiații participanților conflictului armat și reprezentanții autorităților locale, în semn de recunoștință pentru eroii căzuți în câmpul de lupte și pentru cei care au rămas în viață. Au fost recitate poezii și au resunat melodii. S-au dus și nu se mai întorc. De acolo, din lume dreaptă, sunt tineri fără de noroc, ce au fost trăpuși de soartă. E scris în cartea vieții lor, ca în război să moară, să sufere pentru popor și pentru a lor țară. Și cu pasărea măiastră, cu tot neamul zburător, și cu pasărea măiastră, cu tot neamul zburător. Ocrotiți focul din vatră, altceva năbie mai zâvind, veșnica făclie sacră și altar de legământ. Ocrotiți focul din vatră, ca pe-o rugă, pe-un mister, cât o fi viața să-ncapă într-un răsărit de cer. Șeful secției administrativ-militare din raionul Druchia, Sergiu Chistrea, a reamintit despre importanța zilei când s-a încheiat calvarul din Aiceiani. Stimați veterani, onorată asistență, tradițional, în preajma zilei de 15 februarie, venim aici, la acest monument, pentru a marca o zi importantă, ziua de comemorare a celor căzuți în lupte în Republica Islamică Afganistan. Acel război, care a durat un deceniu, din anul 1979 până în anul 1989. Anul acesta se împlinesc 31 de ani de la retragerea trupelor armatei sovietice din Afganistan. Cu certitudine că rănile acestui război au mai rămas și vor fi greu de vindicat. Iar dumneavoastră, stimați veterani, sunteți aici pentru a demonstra greșelile acestui război. Și pentru ca tânăra generație să știe numai ce este pace. Tradiția de a comemora victimele războiului din Afganistan trebuie respectată cu sfințenie, a relatat președintele Consiliului Raional Druchia, Alexei Vasilean, în cadrul discursului. Tradițional ne adunăm cu emoție lângă acest monument pentru a depune flori în memoria celor care cu regret nu s-au mai întors la vatră. Datoria noastră sfântă este să cinstim pe cei a căror nume vor rămâne înscrise pe piatra neuitării, să ne rugăm creștinește pentru sufletele lor. Veteranilor acelui război care s-au întors vie acasă, vreau să le mulțumesc din adâncul sufletului pentru bărbăție și curaj și să le doresc sănătate, pace și cer senin. Pentru sacrificiile făcute și suferințele îndurate în timpul operațiunilor militare și în anii care au urmat, conform deciziei Consiliului Raional Druchia, din bugetul raional au fost alocate mijloace financiare în sumă de 30.000 de lei pentru organizarea și desfășurarea activităților ce țin de comemorarea participanților de război din Afganistan și acordarea ajutoarelor financiare unice. Veteranii an de an vin la complexul memorial pentru a se vedea cu camarazii și a-și aminti despre cei care nu le mai sunt alături. Este ziua când amintirile reînvie, susține veteranul de război Tudor Avram, care a avut norocul să revină acasă. Ziua de astăzi e o zi așa, știți, și de tristețe, dar și suntem bucuroși cu ocazia că am ieșit de pe teritoriu și mai mulți n-o să fie invalizi, morți. Să vă spun așa, ca Sfintele Paște. e foarte, pentru noi e foarte importantă, fiindcă vedeți cum vedem, vinim, primim tot cum scade și suntem bucuroși că
lumea ne susține și ne stimează și noi stimăm. Indiferent unde locuiesc la ziua de astăzi, atunci au mers umăr la umăr pentru patrie, iar acum au rămas la fel de aproape. Sergiu Samburski trăiește la Râșcani, a venit să le fie alături camarazilor în ziua importantă. Ostaș a devenit la 19 ani, băiat tânăr și chipeș. Acasă a lăsat tânăra nevastă și părinții. Попал я в Афганистан после школы, как обычно. Принял присягу в Эстонии. Месяц прослужил в Оренбургской области и попал в Афганистан вместе с партизанами. Самые первые, которые зашли, зашли мы туда. Трудно было что? Трудно было с житейскими проблемами. Мы спали в палатках, в землянках. Нет ни воды, ни... Когда нам дали буржуйки, это вообще для нас как кондиционеры были. Поначалу трудно было. Справились, мы приняли воинскую присягу, мы ее честно выполнили. Solemnitatea comemorativă s-a încheiat cu depunerea de flori la complexul memorial. Evenimentul însă a continuat cu partea festivă. Veteranii au primit legitimațiile în format nou din partea Guvernului Republicii Moldova. Care am amânat la colegii mei care de anul trecut n-au primit medalele și legitimațiile care ne-a făcut guvernul pe teritoriul Moldovei moldovenești au fost amânate deja acum în sala de festivități. Aceste legitimații au primit toți camarazii care au fost pe câmpul de luptă în Afganistan. Între anii 1979-1989, în războiul din Afganistan, a luptat peste 12.500 de soldați moldoveni, 300 dintre care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă, 700 au fost răniți și 4 au fost anunțați drept pierdut fără veste. Din raionul Drochia, în luptele sângeroase din Afganistan, au participat 300 de drochieni, 7 dintre care și-au pierdut viața. Victoria Conie, Eugeniu Bulat, TV Drochia. Locuitorii orașului Nisporeni sunt în căutarea cadourilor pentru Valentin și Valentina. Dacă unii procură darurile din magazine, alții apelează la agențiile de turism. Albasa TV vine cu detalii la subiect. În aceste zile, îndrăgostiții din Nisporeni iau cu asalt magazinele pentru a alege un dar plăcut pentru jumătățile lor. Mulți spun că optează pentru cadouri simbolice. Dacă sincer, încă nu am hotărât ce cadou o să iau. În fiecare an sărbătorim această sărbătoare. Soțul permanent, el cam mai mult îmi face cadouri, dar o să mă gândesc, numai decât o să mă gândesc, cred că în timp apropiat, întotdeauna când ajung mai aproape, adică îmi vin ideile ce o să cumpăr. Mai decât o să-i fac un cadou, cred, ceva simbolic. Pulover, o cămașă, nu știu, tineretul din ziua de asta, adică ar fi frumos să o păstrez, e ceva frumos. Eu vreau să fac un cadou minunat, un deodorant pentru o fată minunată, e uverin, e pădrează. Într-un restaurant. Vreau să ne spuneți dacă ați cumpărat cadou pentru persoana iubită. Încă nu. Suntem în căutare. În fiecare an cumpărați cadou. Sigur. Pentru ce cadouri optați așa? Ca tip cei ce iubesc bărbații. Parfumuri, cei ce au ei nevoie. Pentru cei care încă nu s-au decis cum să-și surprindă persoana iubită, comercianții vin în ajutor cu fel de fel de oferte. De la an la an, solicitările sunt foarte variate și diferite. Însă noi de fiecare dată încercăm să venim cu idei, cu propuneri originale, fiindcă fiecare solicită diferit, în dependență de vârstă, în dependență de gen. Această sărbătoare, după cum știm, e sărbătorită mai mult de tineri, respectiv venim așa cu oferte mai mult simbolice și după posibilitățile tinerilor. Anul acesta, ca și în alți ani, vă propunem bijuterii în asortiment, lumânări aromate, simbolul dragostei,
Parisul, avem niște cănuțe simbolice, avem parfumuri în asortiment, lumânări și după posibilitate fiecare vine și își găsește cadoul preferat după intuiție, după alegere. Cei care doresc cadouri mai îndrăznețe apelează la agențiile de turism, care au oferte atractive. Potrivit operatorilor, pentru a beneficia de reduceri, dar și de locuri disponibile în destinațiile dorite, unii și-au făcut rezervări din timp. Pentru ziua îndrăgostiților am pregătit așa sejur cum ar fi Europa, Praga, Budapesta, începând de la 145 de euro pachetul pe 3 nopți, 4 zile, cu transport, cu mic dejun inclus. După care avem Ucraina, deci Bucovelu, începând de la 80 de euro pachetul, și deja Egiptul și Emiratele Arabe. La Bucovel avem vândute pachete pentru sărbătorile de Sfântul Valentin și la fel avem în Egipt. Avem rezervări timpurii, apropo, care până pe data de 29 februarie avem reduceri încă și deja s-au făcut rezervări. Da, începând de la 25 până la 40% reducere. Specialiștii spun că prețurile la pachetele turistice au crescut puțin în acest an, iar cele mai solicitate sunt destinațiile Turcia, Bulgaria și Grecia. Anul acesta au crescut prețurile atât pentru Turcia, cât și pentru Bulgaria și Grecia. Undeva la 10-15%. Nu e atât scump hotelul, cât biletele de avion sunt scumpe pentru țările exotice și asta e unica problemă. Dar avem turiști care pleacă și în Emiratele Arabe, și în Thailanda, și în Sri Lanka. În fiecare an vânzările cresc, dar din an în an se vând pachetele care sunt mai ieftine. Alea scumpe deja sunt mai puține și mai mult mai oamenii cred că nu-și permit deja să-și procure un sejur mai scump. Ziua îndrăgostiților mai este cunoscută și ca Sfântul Valentin. Acesta este celebrat în toată lumea în data de 14 februarie. Crește natalitatea în raionul Druchia. Astfel, de la începutul anului 2020 s-au născut cu 20 de copii mai mulți decât în aceeași perioadă anului trecut. Câți copii s-au născut de la începutul acestui an la Druchia? Aflați de la Druchia TV. În prima lună anului 2020, în secția maternitate din cadrul Spitalului Raional Druchia Nicolae Testimițeanu, au apărut pe lume 45 de copii, cu 20 mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Mămicile sunt fericite la culme. E a treilea copil în familie, e mult așteptat, greu a venit pe lume, poate, dar în caz suntem bucuroși și mulțumim personalul și doamnei medic. Una din proaspetele mămici visează să aibă o familie mare. Acum a adus pe lume o fetiță pe care abia așteaptă să o cunoască. Deja am o puțină experiență, nu mare, fiindcă fiica mea are un frățior de 2 ani și jumătate și deja cu unele lucruri de îngrijire le cunosc, dar știți, fiecare copil e individual. Frățiorul într-un fel, cu caracterul lui, pe ea urmează să o cunosc, să-i aflu caracterul. Suntem foarte bucuroși că a apărut așa minuni în viața noastră. În viitor, poate mai venim la maternitate. Tatiana Dovgani are 34 de ani. Femeia este așteptată cu nerăbdare acasă de alți 3 copii ai săi. Se bucură de încă un membru al familiei și susține că copiii sunt florile vieții. Da, suntem o familie mare, 4 copii, 2 fete și 2 băieți. De acum, ultima fetiță am adus-o pe lume ieri dimineața. Pii nu are existat viață pentru ce mai trăiești, pentru tine personal și pentru mame, primul rând, răbdare, să aibă putere. Luna ianuarie este fructuoasă în ceea ce ține nașterea pruncelor, susțin medicii. La moment avem 7 lăuze, 7 copii. Mamele și bebelușe sunt în stare satisfăcătoare. În timpul lunii ianuarie, accesuri negative n-am avut. Am avut două nașteri prin operațiile cezăriene, care sunt satisfăcătoare. Sperăm că anul dat noi nașterile o să le avem. Numărul să fie ridicat. Dorim viitoare mame, viitoare familie,
Să vii la naștere în secție maternitate orașul Drochia, să mărească natalitatea, să fim bucuroși și noi pentru viitorul țării noastre. În anul 2018, în raionul Drochia au fost înregistrate 335 nașteri, iar în anul 2019, cu 31 mai puține, adică 304 nașteri. De la începutul anului 2020, pe lume au venit 45 de copii, cu 20 mai mulți decât în ianuarie 2019. În luna februarie acestui an, la secția maternitate mai sunt așteptate pentru a naște în jur de 30 de mame. Victoria Conia, Eugeniu Bulat, TV Drochia. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare solicită Parlamentului și Guvernului ca indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului să fie indexată anual la rata inflației. SOR TV vine cu mai multe detalii. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare solicită Parlamentului și Guvernului ca indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului să fie indexată anual la rata inflației. Situația curentă în care această indemnizație este acordată pentru o perioadă de la un an jumătate până la 3 ani, fără a fi ajustată la rata inflației, dezavantajează mult beneficiarii cu o indemnizație relativ mică, deoarece anual puterea de cumpărare a acesteia este redusă de creșterea ratei inflației. Calculele centrului arată că o familie pierde aproximativ în jur de 3.000 de lei în mediu pe perioada concediului de îngrijire a copilului din cauza inflației. Rata anuală a inflației în anul 2019 a fost de 7,3%, iar rata anuală pentru luna ianuarie 2020 a constituit 6,85%. Astfel se impune necesitatea perfecționării cadrului juridic aferent plății indemnizației pentru creșterea copilului, care este una din prestațiile sociale de care beneficiază persoanele asigurate, care este reglementată prin legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare propune ca articolul 18 din legea respectivă să fie completat cu aliniatul 8, care va avea următorul cuprins. Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului se indexează anual la 1 aprilie, fiind achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. Coeficientul de indexare constituie creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de guvern. În cazul în care creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum este mai mică de 2%, indexarea nu se efectuează. Indexarea următoare se va efectua în cazul în care creșterea indicelui prețurilor de consum cumulativ de la indexarea precedentă va constitui numai puțin de 2%. Doamnelor, domnilor, aici încheiem buletinul de știri. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea. Rămâneți și în continuare alături.